De ce oare creștinii, în toată frumusețea ortodoxiei, în tot ritualul și în toată rânduiala lor, au așa o stare de groază și de panică? Vai, înfricoșata judecată! De ce oare atâta frică? De ce atâta teamă? De ce atâta spaimă? Pentru ce? De cine trebuie să mă tem? Mănâncă Dumnezeu oameni? Este cumva Dumnezeu vreun ucigaș de suflete? A creat El un iad anume ca să-L umple și să-L fixească cu sufletele oamenilor? Niciodată. Este o concepție proastă formată de noi ortodoxi, exact cum este și conceptul ăla de la țară. Știi, când înveți un obicei lăsat străvechi și dacă îl schimbi, deja ai schimbat din dogmă. Așa s-au învățat oamenii și cu înfricoșata judecată. Voi, sfârșitul lumii! Sfârșitul lumii e cu treaba lui. Sfârșitul omului e cu treaba lui. Și atunci biserica s-a gândit să vorbească de două judecăți. Una particulară, dacă murim noi azi, și înseamnă ceea ce spunem noi, viața omului, adică sufletului omului, de la ieșirea din trup și până la 40 de zile. Și ca să aveți o idee generală, eu întotdeauna când stau și vorbesc aici, vrute și nevrute, pentru că uneori mi se pare că auditoriul știe tot și mie mi se pare că trebuie să mă duc mai departe, dar câteodată constat că multe lucruri elementare au scăpat din element și ei nu prea înțeleg despre ce este vorba. Să amintim doar câteva idei și apoi mă întorc, avem un pic de treabă, programul îl văd cât este și știu cum trebuie să mă încadrez. Deci, ce înseamnă judecata particulară? Ai murit astăzi, dând la o parte valul și taina și hățișul de tradiții care să fac la un mort, care pe mine personal nu mă interesează și nu țin de mântuirea lui, ceea ține de fastul locului, a satului, a zonei și așa mai departe, știm că mortul stă pe masă 3 zile. Dacă nu-l arzi, dacă nu-l duci la capelă, dacă nu-l îngropi tot în ziua aia. Acum modelele s-au mai schimbat. Dar în acele 3 zile sufletul stă lângă om. Veghează, umblă, vede ce a greșit în viață, are o fotoimagine a vieții lui, spun Sfinții Părinți, cu gândirea și cu înțelepciunea care a avut-o Adam înainte de căderea din rai. Adică cu înțelepciune divină, sufletul s-a eliberat de carcera trupului. Spunea Părintele Cleopa frumos în predicile sale că uneori sufletul se uită cu silă la trup pentru că el percepe păcatele din el. De aceea avea și expresia, ce este omul? O mână de pământ spurcată în fundul unui mormânt. De ce? Păcatele noastre au spurcat țărâna din care ne-am făcut. Nu atât asta este important. Mortul se pune în groapă, se pecetluiește groapa, sufletul zboară la cer. Trece prin vămile văzduhului, citiți cartea lui Nicodim Mândiță, vă recomand cu plăcere, este o carte populară de teologie practică, cu istorioare, cu povești, cu desene, cu sfaturi concrete, care v-ar zidi sufletește pe oricine. Deci mai mult nu spun despre ea, sunt 2 volume groase, nu știu, se practică, se mai tipăresc sau nu, dar sunt excepționale. De ce e bine să știm ce-i cu aceste văme ale văzduhului? Acolo ni se contabilizează nouă toată viața. Vămile sunt făcute din generalii iadului, din draci căzuți de la toate cetere, că n-a căzut numai heruvim și din serafim și din îngeri și domnii și din stăpâni și din arhanghel, au căzut 40 zile și 40 de nopți ca zăpadă. Dar când sufletul trece prin acele vămi, care după tradiție ba sunt 24, ba sunt 30, depinde de păcate, dar așa merge în conceptul teologic, ar fi 24 de vămi, la fiecare vamă vin cetere de dragi cu păcatele care le-ai făcut. Dacă au fost spovedite, se șterg din zapise, dar rămân zapisele pe care au fost scrise,
dacă ai făcut fapte bune, se compensează în balanța lui Dumnezeu. Îmi pare rău că nu avem o imagine picturală cu înfricoșata judecată, cum are Voronețul, Sucevița și alte mănăstiri, pentru că ați avea, s-ar putea face o predică doar pe seama acelei icoane a înfricoșatei judecăți, care este excepțională. Și la fiecare treaptă ne sunt cântărite păcatele. Eu acum nu o să stau să vă explic de păcate, ci o să vă spun o istorioară simplă, ca să înțelegeți rostul vămilor și adâncimea lor. Se spune că la judecată se cântăresc și gândurile și intențiile și tot ce ai vrut să faci rău sau bun. De aceea spune că iadul este pavat doar cu intențiile bune, iar raiul este pavat doar cu faptele bune. Deci de la intenție până la faptă e o punte, voința omului. Și spune că Sfânta Teodora, nu cea de la Sihla, Teodora cea nouă, ucenica Sfântului Vasile cea nouă, care l-a slujit, s-a rugat în viața ei ca Sfântul să o pomenească zilnic la Sfânta Liturghie, fiind slujitor, ca să aibă și ea plată în cinstea ajutorului care îl dădea Sfântului, când va trece prin vămile văzduhului. Și când a ajuns la văm, a trecut de prima vamă, a trecut de a doua, îngerașii luau din cutia cu fapte bune, și că noi avem la trecerea prin văm 7 îngeri, nu trecem singuri, pentru că acolo este un lucru prea înfricoșat. Ca să înțelegeți mai bine tainele raiului, vă recomand în prolog viața Sfântului Cosma de la apa Sangarului. Așa se și numește Fericirea Raiului, Sfântul Cosma de la apa Sangarului. Foarte frumoasă. Căutați-o și o citiți ca lectură pentru acasă. Nu o povestim în biserică, că e timpul scurt. Și la un moment dat a ajuns la vama pierderii timpului în deșert. Să fim sănătoși, noi români avem un talent la asta. Pe lângă faptul că uneori unii sunt certați cu munca, pe lângă faptul că s-au inventat 60 de canale la televizor, pe lângă faptul că s-au inventat 1000 de telenuvele, pe lângă faptul că s-au inventat porți și băncuțe unde se strâng oamenii, sau la scara blocului mai nou și stau și discută tot cartierul dintr-un capăt în altul, asta se cheamă toată vorbire de șarte. Și ajunge și Sfânta Teodora la această vamă. Și când ajunge la timpul pierdut în deșert, îi arată dracii un zapis și ce scria pe el. Nu ți-ai făcut când te-ai culcat în anul cu tare, în ziua cu tare, la ceasul cu tare, rugăciunea de seară. Și Sfânta spune cu sfială, da, cred că am uitat, dar Îngerul Păzitor îi spune, proștilor, ia uitați-vă că a fost făcută dimineața. Deci ea s-a sculat mai de noapte și a citit-o să nu rămână necitite. Dar timpul deșert s-a contabilizat. Acum eu mă întreb, de la a uita o rugăciune de dimineață sau de seară, până la a nu te ruga cu ani, a te culca ca vita, beat, fumat, giftuit de tutun, de carne, de țigară, de cafea, în a dormi așa ca porcul nașternut și slavă Domnului, mulți suntem cei ce ne culcăm plini de rugăciune. Vă dați seama cam ce judecată ne așteaptă. Deci am vrut să vă pun în balanță acest lucru, ca să vă arăt intensitatea verificării faptelor pe linia spre Dumnezeu. Nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să aveți în minte. Mergem, am terminat lucrul acesta. Nu mai stăm să comentăm fiecare vamă în parte. Vor veni dracii desfrânării, vor veni dracii tiutiunului, vor veni dracii băuturii, vor veni dracii curviei, vor veni dracii hoției și așa mai departe. Și avea părintele Cleopa acea vorbă când spunea, băi, și dacă ai trecut pe drum la colectiv și ai luat popușoi și ai pus în buzunar și grăunțele alea ți le numără îngerul, că nu era din munca ta. Deci de la tine trebuia să iei din pe ogorul tău, unul dintre altuia. Deci aceasta înseamnă dreptatea divină. A trecut sufletul de vămi, a ajuns înaintea lui Dumnezeu, se închină și ca să nu se înspăimânte, vede frumusețile raiului. 6 zile. De-aia la 3 zile facem ceva acolo, o colivioară, și îngropăm mortul cu parastas, cu colăcei, cu lumânări, cu colivă. După aceea, la 9 zile, faci o aghiazmă în casă și mai pui un colac și o colivă și citești ceva. Atunci este închinarea după vizitarea raiului la tronul Sfintei Treimi pentru începerea vizitării iadului.
Munca nu se atinge de om, ci doar o vede. Dar se spune că cei din rai, neamurile noastre care or fi ajuns acolo, când te văd se bucură enorm. Și sufletul primește atâta bucurie, spune Grigore de Nisa, că se înspăimântă de frumusețile raiului. Dacă spune că o singură floare din rai mai scumpă ca toate averile pământului. Ei, pune tu un parc auto de Audi A7 și X11 sau câte modele au ieșit pe lângă o floare din rai. Nici nu se asamănă. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să vedeți deșertăciunea lumii de aici. Și spune că sufletul cu atâta bucurie se veselește de rai, de îngerul păzitor îi spune, nu te bucura, frate, suflete, nu-i al tău. Încă nu știm dacă ajungi aici. Aici ai venit să vezi de ce te-ai lipsit pentru puțina viețuire pământească, când puteai să dobândești asta cu siguranță. Și sufletul se întristează că îi spun și rudele din rai. Nu cred că ajungi aici, e foarte greu. Ai grijă, nu știu ce ai făcut, tu știi ce ți-ai pregătit în viață. Și noi știm din Evanghelia lui Lazar și bogatul. Aduți aminte că cele bune le-ai luat pe pământ, iar el s-a chinuit pe pământ și a luat cele bune dincoace. Deci cine face puțină nevoință, post și rugăciune, are un loc în rai. Cine nu s-ar putea să prindă în picioare, ca la lojă, adică, sau pe lângă gard. Dar, cert este ca noua zi din nou să vine la tronul Sfintei Treimi, și apoi se merge 30 de zile prin muncile adului. Deci vă dați seama cât de nesfârșită este această muncă și de întinsă dacă frumusețele ai raiului le vezi în 6 zile, iar muncile adului în 30. Nu se atinge munca de om, că îl păzesc îngerii, dar începe spaima și groaza. Și spune Duhul Sfânt în psalm, râuri de lacrimi au vărsat ochii mei că n-am păzit legea ta. Deci le-a spaima, frica și groaza. Deci aici începem fricoșata judecată. Să n-aveți impresia că Dumnezeu stă ca un glău, ca un baubau și așteaptă să-i mănânce pe creștini. Nu! Faptele lor îi înfricoșează. Și îi spun îngerii, ai nădejde. Nu te descuraja, mergi înainte. Și când ajungi a 40-a zi, când facem noi parastasul la 40 de zile, cum se spune, atunci se hotărăște dacă sufletul merge în rai sau în iad. Aici părerile sunt împărțite și eu spun cum spune doctrina bisericii. Că biserica prin liturghii și parastase mai poate ușura și scoate suflete din iad și poate să mai mijlocească mântuirea lor, ceea ce catolicii au simplificat scurt prin purgatoriu și spun că stai o vreme în foc, te purifici și apoi treci. Ei nu se știe dacă chiar treci. S-ar putea să-ți facă biserica slujbe și să nu treci niciodată. Depinde de faptele tale. Bețivii, curvare, sodomenii, malahii, hoții, tâlhare, toate, eu acolo la apostol, la evanghelistul Matei, o întreagă înșiruire. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și spune acolo, nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și iarăși spune psalmistul David, vreau să vi le amintesc. Eu am o pasiune pentru ele. Mă gândesc și eu zilnic la ele. Să n-aveți impresia că ai fi având dar ipsul dulamă și nu să văd. Deci toți greșim. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Dar spune acolo în psalm. Și-a zis Dumnezeu păcătosului. Ai crezut că voi fi asemenea ție? Ai luat așezământul meu de lege prin buzele tale și tu cu cel curvar și tâlhar partea ta puneai? Am să te mustru și am să pun înaintea feței tale toate păcatele tale. Astea-s vămile.